Singura medalie de aur a delegației României la concursul din Bulgaria a fost adusă de sucevencele Gianina Beleagă și Ionela Lehaci-Cosmiuc. Cele două campioane mondiale antitră s-au impus sâmbătă în proba de dublu vâsle categorie ușoară, devansând echipajele din Statele Unite ale Americii și Olanda. Cum a fost cursa noastră cea mai bună de până acum? Ne dorim și știm că pe viitor o să facem curse și mai bune. Drumul nostru este la mijloc, mai avem 2 ani până la Tokyo și ne dorim din tot sufletul să ne întoarcem din nou cu aur. E primul an de senior la care am demonstrat deja că suntem în elită. Sperăm că și în continuare vom fi, noi vom munci pentru asta și avem de 2 ori determinarea pe care am avut-o până acum. Cea de-a doua medalie a delegației României a fost adusă tot de suceveni. Marius Cosmiuc și Ciprian Tudosă au devenit vicecampioni mondiali în proba de dublu rame. Într-adevăr, croații au fost mult mai buni, îi respectăm pentru acest lucru, ne-au făcut și pe noi mult mai puternici cu această treabă și suntem foarte bucuroși pentru acest rezultat. Ei au avut gramul ăla de noroc că sunt un pic mai în vârstă decât noi, dar până la Olimpiadă mai e puțin și acolo vom avea noi grijă. România a participat cu o delegație de 38 de sportivi la campionatele mondiale de canotaj din Bulgaria, 16 dintre ei fiind din județul Suceava.